Good Vibes Station. Bună dimineața! Nu mai sta cocoșat, mi se spune în cască. Bună dimineața, nu mai sta cocoșat. În fine, nu mai sta cocoșat. Așa sunt, am jucat basket mulți ani de zile cocoșat. Sunt orice vreți voi să-mi spuneți mie, dar mă rog, sunt simpatic. Vezi că asta cu cocoșatul și cu 1 mai... A, e cu mici. A, nu le da, corect. Ilinca Vandic e cu noi, încă o dată mulțumirile mele. Bună dimineața, cu eu am mare lucrat drag. Pe 1 mai, lucrez și acum, știu ce înseamnă și îți mulțumesc mult. Cu mulțumesc. Mare drag, dar e o plăcere. Pentru mine, să știți că munca e ce foarte plăcut, foarte relaxant, foarte cu bună energie așa și cu bună dispoziție. Chiar adică vreau să te întreb de unde ții energia asta. Deci de când a intrat Ilinca, zici că am băut 2 shoturi de espresso. Mă bucur și aș vrea să, de fapt nu aș vrea, că sunt convinsă că se simte energia asta și la cei de acasă care ne urmăresc. Așa și la e. Cei din mașini care ne ascultă. Da, dar tu oricum și lucrezi mult. Eu știu ce faci și la nivel de sport, nu numai, ce faci în afara, cum zic eu, platoului. Adică e multă muncă și de-aia ești așa, sincer. E multă muncă, dar știi ce? Uite, dacă vreți să intrăm în chestii profunde, e muncă multă cu mine. Citeam chiar în dimineața asta câteva rânduri care spuneau așa că un om care are pantofi vechi, pentru el fericirea va fi momentul în care își va cumpăra o pereche de pantofi noi. Un om care nu are pantofi, merge desculț, fericirea lui va fi momentul în care va avea prima pereche de pantofi. Chiar dacă e sunt un vechi. Om care, din păcate, nu poate să meargă, fericirea lui ar fi să poată să meargă. Deci, să ne bucurăm de ceea ce avem în fiecare clipă, să trăim viața exact așa cum ne dorim, pentru că noi suntem singurii scenariști care își pot crea propriul scenariu de viață. Și atunci, având asta în permanență în minte, n-am cum să nu am o energie bună și să nu fiu veselă și fericită și tot ce vreți chiar voi. Dacă muncim de 1 mai. Chiar dacă muncim, da, nu e nicio problemă. Muncim frumos. Ia uite, chiar ce da. Avem o sapă, dăm, cărăm acum cu cârca. Sau nu se întâmplă nimic. Exact, sau punem smoală pe casă. Exact. Când, zic, ce-au venim bătrâni, aici, da. Ne văd oamenii, ne aud, se bucură alături de noi, împărtășim lucruri, ne facem vocea auzită și asta e... Vocea ta frumoasă, cum zice Cris, minunată. Frumoasă. Bine, tu poți să și cânti, să și dansezi, ești talentat așa, te-a lăsat Dumnezeu cu Sunt multilateral dezvoltată pe zona asta artistică, aș putea zice, nu mă puneți să cânt, că nu știu dacă bine, îmi vine ceva. Eu eram deja cu întrebarea pe buze, ne cânti ceva? Dacă îmi dați o idee, vă cânt. Lo-lo-li, lo-lo-lo, ceva. Când apare soarele, ies pe stradă fetele. Ce sau tare. La plajă, sau la plajă. Ești la plajă, că e 1 mai, scuze, nu. Am zis și eu cum i-a venit acum. Ți-a venit, dar contează. Asta e mișto. Știi că nu stăm să le pregătim pe toate, să le punem pe toate și așa mai departe. Bun, avem și noi tot felul de provocări, nu? Grig. Mi-e și frică. Dar înainte de toate am niște întrebări, fiindcă unul dintre oamenii care se uită la... De ce nu faceți chiar ar fi foarte tare un Bravo Estil cu băieți, cu bărbați. Tu l-ai ferească, Dumnezeu e... Păi ba da, vreau să-i văd dacă se ceartă sau sunt la fel de... Eu zic că se ceartă mai rău. Înțepători precum fetele. E o vorbă care măi, spune că bărbații sunt mult mai implicați și mult mai... îmbrăcați. Cum să o numesc? Nu îmbrăcați, cât interesați așa de partea asta a dreptății, am spus corect, așa, da. Nu am greșit, n-am făcut. Ego, și atunci, adică vrei să zici. Un fel de... Și atunci e foarte posibil să existe logic acest fel de discuții și în ceea ce îi privește pe băieți. Măi, niciodată să nu spui niciodată, știi? Vorba deci, piesei. Da, asta mă gândeam, un Bravo Estil pentru bărbați. Ai adică, venit? Adică fiindcă bună întrebare, mulțumesc, Ilinca, asta vreau să le întreb. Aici te-i duce, mă, la Bravo Estil. Măi, da, ca să învăț să mă îmbrac și eu frumos. Hai că nu ești de rău îmbrăcat. Ei, da, imediat, Ilinca, că ești bine îmbrăcat sau nu? Da, e bine. E bine? O, okay, da. Dar și a sortat până în măduva oaselor. A, deci ți-a plăcut azi de mine, da? Mi-a plăcut, da. Ar fi putut un tricou negru simplu, fără acel detaliu de roșu să se asorteze cu Adidas și da. Eu nu mai întreb, că ultima oară când am venit la emisiune m-a distrus, arată bașcheții mei, de ciorapii mei, ba da, zic că nu merge, că shortul nu e nu știu cum. Bine, zis, sincer, bine. Aveai un short acum. Ce short aveam? Altceva e astăzi. Altceva, boboxe, astăzi e altceva, cămașă, jeans, tenis. Îți spun după aia de la ce brand e cămașă. Da, nu contează brandul. Sincer, multă lume trăiește cu percepția asta. Măi, branduri, bani, musai să avem bani ca să ne îmbrăcăm bine. Nu, eu mă îmbrac din mass market. Astăzi sunt îmbrăcată din mass market. Ok, pentru femei și pentru ce înseamnă mass market? Zi unui bărbat care nu știe ce e. Magazinele acelea din mall care sunt rezonabile pentru toată lumea și unde găsești articole. Deci, măi, mass market, să notezi, mass market. O să-i zic iubitei. Mergem astăzi la... Nu te duc la piață, te duc la mass market. Dar mie îmi place, eu am un prieten, Tom, îmi place mult de el. Da, e foarte drăguț, Tom. Și ăsta e la mass market, Tom? Relativ.
relativ. Un pic mai sus decât mass market. Dar e pe acolo. Deci nu trebuie să ai bani ca să te îmbraci bine. Trebuie să ai bun gust. Și jurații spun așa, că întotdeauna să existe regula celor trei lucruri, okay, pe care le-ai scoate, le-ai da jos după ce te-ai terminat de îmbrăcat și aranjat, înainte să ieși din casă. Okay. Și dacă acele trei lucruri există, înseamnă că este un pic too much. Dă-le jos sau scoate-le și apoi ieși. Hai să ne dezbrăcăm, Cosmin. Dar poți să le scoți, Cosmin, și să rămâni? Nu pot. Da. Nu, da. Când sunt cu soția, zic, dragă, fii atent, mi-a zis Ilinca, am trei lucruri. Aici le scot, nu mă bag, aici înțelegi, treaba voastră. Și ea mi-a zis să plec, dar eu vreau să rămân. Bun, noi mai continuăm discuția, acum? Nu? Spuneți-mi și mie, regia, vă iubesc, Lili, Dan, care, cum stăm? Stăm bine? O să ne întoarcem imediat, și, da, nu facem întoarce. Așa, ne întoarcem adică imediat și cu Ilinca. În câteva minute trebuie să luăm o mică pauză. Nu uitați 0754222999 dacă aveți orice curiozitate sau întrebare pentru Ilinca. Noi suntem și la Radio, Radio Ebul și Canal de 2. Grig și cernat și pe bune, deci aici rămânem. Hai, neața, este întâi mai, muncim, ne bună place. Bună dimineața! Dimineața pe 2, that's right, cu Grig și cernat. Enjoy! This is...